În ziua de 3 septembrie, în prezența tovarășilor Ion Gheorghe Maurer și Emil Bodnăraș, s-a deschis expoziția construcției economice a Republicii Populare Chineze. Cele 4700 de exponate înfățișează în mod convingător succesele obținute de țara prietenă în dezvoltarea multilaterală a economiei naționale. Vineri 1 octombrie, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Bârlădeanu și alți conducători ai partidului și statului nostru au vizitat expoziția construcției economice a Republicii Populare Chineze. Oaspeților le-au fost prezentate produse ale industriei constructoare de mașini, mașini unelte de mare precizie. Expoziția oglindește în mod sintetic noile victorii și realizări obținute de poporul chinez în construcția socialistă. Industria ușoară este reprezentată de un stand amplu în care se disting produse ale străvechii arte meșteșugărești chineze. Expoziția construcției economice a Republicii Populare Chineze se bucură de un viu interes. Doamna, bănuit a fi anotimpul cel mai melancolic, presupune obligații foarte terestru planificate și foarte riguros executate. Însămânțările sunt la ordinea zilei. Colectiviștii din Obreja, regiunea Banat, au și pus în brazde sămânța grâului de toamnă pe 205 hectare. În silozul uriașe, porumbul furajer este pregătit pentru ospețele de iarnă din sectorul Taurine. Prin Livez doar și-ar mai găsi de lucru autorii de pasteluri, deși nici aici n-ai loc de culegători. 538 de hectare cuprind livezile din comuna Glimboca, o cifră la fel de tonică și rotundă cât roșul aprins al merelor cu aromele coapte.